Bun găsit iar la pe noi podcastul ca de obicei aici în Mihai Viteazul 3, Petroșanul Nedoara, România. Astăzi din nou am plăcerea să am un invitat mai special, în sensul că mă bucur când cineva vine dintr-o altă zonă și în acest sens îi mulțumesc pentru mijlocire lui Lucu Lumperdean, unul dintre animatorii fotbalului actual de la AS Viitorul, să-i spunem așa, Minerul Lupeni. Lângă mine se află și îl salut, Luci Burchel. Bun revenit în Valea Jiului. Bună dimineața. Când spun revenit, spun asta pentru că o să vedeți pe parcursul discuției. El a fost fotbalist de vază la Minerul Lupeni, s-a bucurat chiar și de o promovare prin 81. Au trecut ani, e? Trecut ani peste noi. Da. Iar la ora actuală, domnia sa se află aici la mine în calitate nu de retro-fotbalist Lupeni, ci de director al școlii de antrenori în cadrul Federației Române de Fotbal. Am zis bine? Așa. O titulatură așa mai... E un fel de cum e Stoichiță la tehnic sau cum e ca poziție? El este directorul tehnic. Așa. Al Federației. Deci tot director. Da, e cel care conduce sectorul tehnic din Federația Română de Fotbal. Bun. Am să încep cu o chestie de actualitate, că știu că supervizezi, vizezi, ești pe fază pentru antrenori. Ce se întâmplă în cazul Mihai Pintili în Gazeta Sporturilor de ieri? Apare acolo că Lucian Burghel e cu ochii pe Pintili, că nu-i voie să fie antrenor principal. Cum? Care-i statutul lui? Cu atât mai mult ne interesează că el a fost un bun fotbalist la Șiu. Și da, noi ținem la el și să vedem care-i treaba cu el. Mihai Pintili este în momentul de față un fost jucător de mare valoare, cu mari lungi state de serviciu în liga, în ligile noastre profesioniste, la echipa națională, care a decis să se orienteze către munca de antrenor. În sensul ăsta s-a înscris la un curs de calificare pentru meseria de antrenor. Cursul ăsta de calificare este făcut prin Ministerul Sportului de către Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, la care noi, ca Federație de Specialitate, participăm, noi asigurând predarea disciplinei fotbal, disciplinelor de specializare. Noi asigurăm lucrul ăsta. Bun. Deci mai pe românește, ca să priceapă tot cel care nu înțelege, el nu are la ora actuală statutul de a sta pe bancă în calitate de antrenor la FCSB. Nu are calificarea de nu antrenor. Are calificarea. Dacă în România nu ai o calificare pentru o meserie, nu te poți numi calificat în acea meserie. El are un mare potențial de a fi antrenor, are multă calitate în spate, doar că lipsește calificarea care se dobândește în urma unor studii, ca peste tot. Un medic, ca să devină medic, studiază 6 ani medicină, după care optează pentru o specialitate. La fel pentru toată lumea. E bine, acum știi ce, nu vreau să intru nici în politică, ci da, sunt destui neaveniți care ne conduc în țara asta. Nu vreau să comentez. Da, nici eu nu vreau să comentez. Dar bine ar fi. Am făcut doar o aluzie. Bine ar fi ca cel care conduce să fie calificat în meseria pentru care ne conduce. Bun. Hai să o luăm așa pe pași mărunți. Da. Ești din Lupeni. Ai jucat la Miner, la juniorii Lupeniului probabil, la început. Cu cine ai fost atunci antrenor? Cine ți era antrenor? Cum erau sfârșitul anilor 70 undeva? 79, 80, 81. Așa. Da. Am jucat la Minerul Lupeni împreună cu Adi, colegul meu, și cu alții, Sorin Bejan, cu mai mulți. Cu voi, cu... Vorbim de junior, că după aia e promovat în 81. Da. Ți-aduci și aminte cum au fost momentele alea când Lupeniul revenea în divizia B? Sincer să vă fiu, eram copil. Da, știu. Eram junior, eram uimit de faptul că am fost promovat împreună cu alți juniori la echipa mare. Și călcai totuși pe un gazon unde fuseseră mari, Crăinicianu, Cotroază, exact. Șoche, Paraschiva. Exact. Deci nu mă gândeam foarte mult la istorie, pentru că nici nu eram pus foarte mult la curent. Nouă ne plăcea, așa cum le plac tuturor copiilor, mingea, le place jocul, le place să se pregătească, să se antreneze lângă idolii lor, pentru că atunci erau... Așa este. Ei erau cei care, la care ne uitam sâmbăta, da, și duminica, ne uitam la meci, la ei. Și am ajuns să ne pregătim cu ei, ușor, ușor, am fost educați, instruiți în sensul ăsta,
Domnul Mihai Basarab, știu că era antrenor la anul promovării în Ben 81. Da, iar noi eram pregătiți la junior de domnul Rus Iosif Neapică. Neapică Rus, da, da, da. Am lucrat și cu Nealache. Mihalache. Mihalache, da. Pe ei doi îi rețin ca fiind principalele, eu știu, pistoane care au contribuit. Au făcut să meargă mașinăria, dacă tot exact, folosim figuri de stil. Exact, da. Pentru mine. Ok. Și eu mă aduc aminte și de domnul Basarab. Era un om tare, calm, da, liniștit, cu bun simț. Da, da, vorba ta, Dumnezeu să-l ierte, că a murit acum vreo 2-3 ani, parcă nu mai știu. Bun. Care a fost următorul pas? Ai jucat la Miner Lupen, ai promovat în Ben 81. Deci, ce a urmat în continuare? Numai, sincer să fiu, am fost unul dintre jucătorii care a profitat de regula impusă de federație, prin care echipele de Liga 2 erau obligate să aibă în terenul junior. Și acum regulile cam top acolo, se învârt. Se învârt, într-adevăr, dar... Under 21, under 19. Da, da. Nu știu cât timp au și fost întrerupte lucrurile, văd că federația a reluat... Și-a impus lucrurile astea pentru că s-a observat că nu se lucrează suficient de mult la centru de junior și atunci s-a vrut stimulare și văd că efectele, adică vedem toți că efectele au apărut. Stalin avea o vorbă: dacă nu știi, te ajutăm, dacă nu vrei, te obligăm. Da, e un context general pe care n-are sens să-l comentăm. Bun. Cert este că am profitat de ideea de a fi junior în teren. Am fost selecționat pentru Luceafărul. Exact, pentru Luceafărul. După care... Cine mai era acolo? Gheorghe Ola? Cine era antrenor la Luceafărul? Nu mai știu. Pigulea. Pigulea, Marcel Pigulea. Pigulea. Dar selecția a fost făcută de domnul Rădulescu, Mircea Rădulescu. Da, da, da. Dânsul a format lotul celor născuți în 64. Cum te-au văzut ei din Lupeni? De la București. Era un sistem foarte interesant. Că nu era mediatizarea cum e acum. Nu, ne vede toată lumea și în Canada ne văd. Nu. Ce facem noi aici? Arbitrii erau obligați să consemneze dacă există junior care se remarcă pe parcursul meciului de Liga 2. Erau obligați și la juniori, unde jucam, să facă mențiuni. Și toți au menționat numele de-a lungul timpului. Da, juniori, seniori, da, apărut numele meu de mai multe ori, cam așa se făcea selecția. Da, da, da. Și pe cei care erau de cele mai multe ori remarcați, ne strângeau în tabere de selecție. Am participat la vreo 2 sau 3 tabere de selecție și am făcut parte din lotul de 64. Ești candidat cu Hagi. Mai mare cu un an ca el. Mai mare cu un an ca el. El era 65. În 65. Da. L-ai prins pe acolo, pe la... Da, sigur. El era mai devreme selecționat pentru lotul de 65. Un an conta atunci. Da, eu am prins chiar ultimul an și, pentru proiectul Luceafărul. S-a schimbat antrenorul. Apare în curicumul tău că a jucat și la Zlatna? Pe finalul carierei. A, pe finalul carierei. Pe finalul carierei. După ce m-am întors din Elveția, am mai încercat un pas. Deci a urmat Luceafărul... Te-au reulat de câteva selecții la echipele astea de junior, de tineret. Am avut câteva. Da. Așa este. La junior, la tineret. La tineret și ai ajuns la Sportul Studențesc. Cum a fost trecerea acolo? În ce context ai ajuns la ei? Păi am ajuns la Sportul Studențesc pentru că am susținut un examen de admitere la IEFS. Uh-huh. Deci eram... Deci tot pe linie școlară, să pe zicem. Pe linie școlară am învățat, mult am învățat și am intrat la IEFS. Și odată intrând la IEFS... făcând anul ăsta la Luceafărul și fiind între, să spunem, între cei mai buni juniori de 64 născuți din țară, da, domnul Mircea Rădulescu, văzând că am intrat, m-a prezentat la Clubul Sportul ca fiind, cred că la momentul ăla, pentru dânsul cea mai bună soluție pentru mine. Ai prins prezentat acolo generație și cu, ai jucat câțiva ani buni acolo. Nu prea am jucat pentru că erau foarte buni, erau mari. Chiar își făcuseră, exact, strânseseră cam cum făceau Steaua și Dinamo. Exact. Ce a zis ăsta Nicu Ceaușescu? Bă, eu fac și o echipă, nu numai Valentin ăsta. Da, nu apărea el foarte des, dar se știa, ajuta, deci nu. Ajuta, așa era. Ai avut vreodată vreun contact cu el? Nu. Nu, nici la Sibiu. Nici la Sibiu, dacă l-am prins în conducere la Sibiu, dar nu era foarte vizibil. Era, eu știu, apropiat cei mai în vârstă erau, Iorgulescu, da, da, ei da, erau mai apropiați de el.
Deci a jucat la Sportul, a trecut la Sibiu și de acolo drumul străinătății, Ungaria-Elveția. Sportul, Sibiu, Ungaria-Elveția, da. Cum a ajuns în Ungaria? La Nierejhoza sau unde ai jucat? De la Sibiu s-a pus la un moment dat problema să dăm curs unui transfer mai mulți de la Sibiu. Uh-huh. Și în prima fază n-am vrut să merg acolo, pe urmă, în a doua fază am mers și am jucat în Liga 1 la Nierejhoza. A fost o experiență plăcută, după care am fost la niște probe în Elveția, la Liga 2, le-am luat. Da, înainte de asta, să nu sărim 1986, este foarte important pentru că ai adunat și două prezențe în echipa națională. Da. A fost un turneu în Irak, ce a fost atât? Cu Mircea Lucescu? Da. Da, povestea e mai lungă. Imediat după, în 85, în 85 am Dacă, asta a fost, fost în martie, ce spun eu, în martie 86. Da. În 85, vara, am fost într-un turneu în China. Uh-huh. Turneul Marelui Zid Chinezesc, la care Neamice a participat cu noi. Era antrenorul echipei naționale. Da, era o selecționată. Un fel de selecționată, da. Da, să spunem o selecționată B. Da. Și ne-am dus acolo, am câștigat turneul, am jucat foarte bine. Bine, mai mulți am jucat foarte bine, pentru că Neamice avea darul ăsta de a reuși să scoată din tine cei mai buni. Și imediat după turneu, dânsul a decis să, ca 5 jucători de acolo să facă pregătire cu echipa națională. Uh-huh. Și m-am pregătit foarte bine cu dânsul și chiar aveam o relație, eram foarte, foarte motivat să trec la nivelul superior. Însă m-am accidentat înainte de începerea campionatului și aia a fost o frână pentru mine, dar dânsul a avut încredere și după ce mi-am revenit în primăvara anului următor, da, am mers din nou împreună cu echipa națională de data asta și subtitulatura chiar de România. De România, da. Că ați avut un 0-0 și un 1-1 cu Irakul. Exact, exact. La mulți jucători tineri erau, Tudorel, Cristea, foarte mulți, nu erau de ăștia consacrația. Da, 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 era Ionel Augustin. Că, era, Augustin, dar cred că a fost un experiment. Da, în care a deci să vă vadă. Făcea lucrurile astea. Uh-huh. În numele echipei naționale, pentru, eu știu, anumite tipuri de meciuri, convoca mai mulți tineri să ne vadă. Da, da, da. Bun, asta a fost 86, revenind la activitatea ta ca jucător și după aia trecem la actualitate. Uh-huh. Te-ai dus în Elveția, acolo în ce context? În divizia B jucă, parcă. În divizia B, da. Frumos, da. Oricum frumos. Montei, da, sau cum se numea? Montei, da. Montei. FC Montei. Frumos. Adică o țară liniștită, nu un nivel foarte ridicat al fotbalului unde am fost eu, pentru că eram doar trei profesioniști. Și Elveția la ora nu era cum e acum. Nu era cum e acum. La nivelul ăsta, așa este. Exact. Da, am apucat să stau un an acolo și tot așa, cu un accident la spate, am decis să mă întorc în țară. Am mai încercat un experiment la Zladna. Dar ce a fost aia? Chiar vreau să te întreb. Venind totuși dintr-o lume, sportul național, multe selecții la naționala de tineret și juniori. Și ajungi la Zladna, care era în divizia... Zladna era în divizia B. A, era în B atunci, era totuși. B. A, da. Era Neajan Gavril acolo și de la întrebat. Sibiu era, nu? Domnul. Da, 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 de la Sibiu. Și am zis, hai să încercăm, să vedem, doar că... Ai vrut să ajuți, să te ajuți? Da, am vrut să facem ceva cât, împreună. 30, cât aveam, 30, era cam, da, cam 30-31. Și probabil se dea seama... Și în final am zis, gata, oprim motoarele și rămânem pe antrenorat. La momentul ăla eram titular, profesor titular în școală sportivă, titularizat. Da, 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 da. Da. Bun. Asta, cu asta se încheie cariera de jucător. Frumoasă? Frumoasă. Frumoasă. Cu vârf Sportul Studențesc totul sau nu știu, poate Inter Sibiu. FC Inter. FC Sibiu, cum se numea atunci. Atunci a fost la fel, am câștigat Cupa Balcanică, a fost o grupă bună, am avut o echipă bună. Exact, am câștigat Cupa Balcanică. Cu Mihali, cu Munteanu, Dorinel. Ai jucat și cu Dorinel Munteanu, da, da, da. Da, 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 foarte bună. Uh-huh. Vasile Marcel. Văsâi, nu știu dacă era Blid, da, portarul. Da, da, Văsâi, sigur. Blid... O echipă bună, o echipă bună. În, au Laurențiu, cupa. Da, 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 da. Da, da, fundașul ăla, fundaș dreapta era Radu parcă, 2. Laurențiu. Radu 2. Radu 2 era și el pe final de carieră, dar încă își făcea treaba. Da, așa e. Fusese participat la cu Barcelona atunci, așa în finala de la, e, final de la Champions League. Ok.
ducem emisiunea asta cu bine până aici, o ducem și în continuare și datorită unor sponsori care sunt alături de noi. E vorba de firma Mi Vivienda din Madrid, de firma ProSport din Chicago, de firma Angelina Voyage, o agenție de turism din Lupeni, și de restaurantul Divine, care este alături de noi. Acolo, dacă putem accesa, aveți acolo cu telefonul, puteți obține, iată, în această manieră, comenzi la domiciliu și, bineînțeles, pe terenul lor propriu, ca să folosim termeni fotbalistici. E prea dimineața acum când înregistrăm emisiunea, pentru că am fi avut masa plină aici, dar poate ții post de Crăciun, nu? Da. Țipul ăsta e bun. Da, bine, o cafea merge. Cafea merge. Și o apă plată, dar din păcate nu avem. Sper să apară între timp și apă plată. Bun. A început munca de antrenor. Am aici eu notat CSS Șoimi Sibiu. Da. Cum a fost acolo? 91, primul... Vreo 4 ani ai lucrat atunci, acolo. Atunci am venit de la... Te-ai stabilit în Sibiu? Da. Da. Da, deci atunci am venit de la București. Am dat un concurs de titularizare, am obținut postul ăsta de titular. Oricum aia te și știau la Sibiu, băi, de-al nostru, jucat aici, era chiar culmea să... Nu, înainte de a juca. Pile, nu, în sensul ăsta. Înainte de a juca am dat concursul, adică am venit ca și condiție de transfer în final. Practic am luat concursul, m-am titularizat, a fost o șansă bună pentru mine, după care am început să joc în continuare. Da. Și n-am avut niciun contract semnat de profesionist. Da, te-ai dus ușor antrenor la FC Sibiu, Liga 2, Liga 3. Exact. M-am angajat și la universitate. La Sibiu. Pasul următor a fost angajarea la universitate. Și cât eram la universitate, am fost cooptat în conducerea tehnică a FC Sibiu. Este perioada în care noi, cel puțin eu, care sunt foarte dornic să fiu bine informat despre cei care au jucat fotbal și nu numai fotbal, și rugby în Valea Jiului, în care nu mai știam de tine. Știam ca jucător, ne-am bucurat că ne-ai jucat în națională. Și dintr-o dată apar din nou în atenție, odată cu plecarea spre federație. Antrenor federal. Am fost la FC Sibiu prima dată. Așa, da, păi am spus, da. Ca și antrenor secund, am lucrat cu Mihai Marian. Fost fundaș de la Sportul? De la Sportul Zdențesc, după care a venit Adi Văsâi, da. Tot în Liga 2-a iarna. Eu am preluat echipa a doua, de Liga 3-a, și am primit o ofertă de la federație pentru a ocupa un post de antrenor federal. Ce s-a întâmplat în perioada aia cu Sibiu? Că la un moment dat a dispărut și e de partea fotbalului. Și Inter, și da, FC. Deci au fost foarte aproape. Voința Sibiu la un moment dat a fost o echipă în Liga 1, așa, da, meteoric. Da. Acel FC Sibiu la care am fost eu a fost foarte aproape de promovare, după care au reconfigurat întregul proiect. Și ușor, ușor, cum se întâmplă pe la noi, se cam pierd pe parcurs lucrurile și oamenii își pierd din entuziasm și au retrogradat, FC Sibiu a retrogradat. Da, da, da. Dar în anul ăla în care am preluat echipa, în returul în care am preluat echipa a doua de Liga 3, am primit de la Belodedici o ofertă de a face parte dintr-un proiect în care am făcut și noi parte, un fel de luceafăru. Și era grupa de 92, care trebuia construită, trebuia, eu știu, selecționată, făcută, selecția făcută. Trebuia făcute lucruri, pașii corespunzători, pentru că se stătea un an la Mogoșoaia. Copiii erau transferați la școli la București, ne pregăteam dimineața, după masa, deci a fost un proiect foarte interesant. Da, da, da. Și am trecut la federație și am stat 5 ani acolo. Da, așa, din când în când te mai gândeai la Lupeni. Oare ce mai fac? Da, bineînțeles. Păi am avut părinții la Lupeni până la momentul la care am decis să-i iau cu mine la Sibiu. Da, da, da. Și am rămas. Așa, pe urmă, după ce ei s-au dus. Acum, tu cum ești rezident? Sibian? Sibian. Ah, deci la București ești în calitate de pentru funcție. Ok. Anii trec și ajunge pas cu pas în jurul anului 2007, under 15, under 19 și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Ca antrenor? Asta înseamnă că ai luat o echipă de 14 spre 15 ani, echipa națională, ai făcut selecția,
ai intrat într-un program de pregătire și te pregătești. Tu le prinzi și pe Mircea Sandu, nu? Da, sigur. Da. Te pregătești pentru primul pas pentru a ajunge la campionatul european. Primul pas este un tur de calificare, de regulă e toamna, pentru echipele de under 17 și under 19. Uh-huh. Dacă treci turul de calificare, în primăvară particip la turul de elită. Sunt trei etape, tur de calificare, tur de elită și campionat european. Am trecut de turul de calificare, am ajuns la turul de elită în Turcia, n-am reușit să ne calificăm, n-am reușit să câștigăm ultimul meci cu Țara Galilor. Cam asta a fost prima experiență, după care cu aceeași grupă de 92, ei au trecut la o altă competiție, la o altă vârstă și am ajuns la Under 19. Care Under 19 a fost turneul final al campionatului european organizat la București, unde am condus eu echipa. Apare aici în documentarea mea, nu știu la ce se referă, 65 de meciuri conduse ca antrenor, la ăștia mici. Da, 65 de meciuri de echipă națională. De echipă națională, da. Oficiale și amicale. Bun. Următoarea treaptă, pac, Lucian Burchel urcă mai sus. Și anume, director, te numește acum? A, la Hagi. Da. Da, așa e. În timp ce eram la Federația Română de Fotbal, Gică m-a contactat prin Zoli Iașco. Fost suportar? Cu care el a fost coleg de cameră națională. Da. Noi cunoșteam foarte bine. De fapt, Zoli Iașco a avut ideea asta și am fost la discuții în timp ce eram la Federație să vedem dacă pot să preiau funcția de director tehnic. Prin 2009, cred că a fost asta. Sau 2008. Da, da, da. Și am fost de acord, doar că în momentul ăla am aflat că vom organiza turneul final al campionatului european la București, la Under 19, tocmai echipa pe care o conduceam eu. Și atunci am ajuns la o înțelegere cu președintele federației, cu Gică, să lucrez în paralel. 3 săptămâni la Hagi, o săptămână la echipa națională. Cam ăsta era profilul atunci. Și așa am dus-o până cu 6 luni înainte de vara lui 2011, când am părăsit Academia, m-am focusat numai pe campionatul european, după care în vară a fost campionatul european și în toamnă m-am reîntors la Hagi, am decis să mă reîntorc acolo. Cum era colaborarea cu el, ca om așa? Că cu cine? Cu Hagi. Foarte bună. Cu Hagi... Pare un om așa, tot timpul supărat. Nu. Nu? Pe presă, nu. Pe Hagi... adă răspunsuri așa. Mă rog, da, așa percep eu de... Asta e, cum să zic eu, o forma lui de a dialoga cu presa. Nu este un om care să spele rufele în public. Uh-huh. E destul de discret. Dar cu el poți lucra foarte bine, dacă ai argumente. Să spun un lucru la care nu l-am spus, cred că la multă lume. În 2008 am fost într-un cu Jiu Petroșan într-un cantonament în Cipru. Și acolo era și Hagi cu Poli Timișoara. Uh-huh. Era cu Jack Ionescu, uh-huh, niște băieți de la presă și am încercat să intru m-am rusat cu material cu el. Zic, domnule, uh-huh, era la hotelul, eu stăteam într-un hotel, ei puțin mai încolo. Uh-huh. Și a încercat băiatul ăla, Lucian Lipovan, care acum e, uh-huh, la Digi. Ei n-au vrut să audă. Tu te, domnule, de aici nu dau eu interviu. Așa de rău m-am simțit, mi-a picat. Uh-huh. Și-a zis, Neagechi, lasă-mă că video. Uh-huh. Deci da, mi se pare un timp mai scorțos, așa mai. Să fii jucător la valoarea pe care el a avut-o, toată lumea și-ar fi dorit să aibă, eu știu, un schimb de cuvinte, un schimb de opinii cu el. Nu e ușor. Nu e ușor. Da. Da, într-adevăr. Și tracasare mare, eu sunt de acord. Da, da. Poate cine știe avea și o zi mai proastă. Da, că, știu că venea de la antrenament și era pe o alee. Și mi-a arătat ăla, uite, domnul, lasă, bă, du-te acolo de acolo. Mm-hmm. Bine, gata. Da, m-a fost și cu Jacky, bine. Jacky, băia simpatic, cred că îl cunoști pe domnul. Da, da, cu... Ion Jacky Ionescu. Bun. Și astfel, bun, și acum să vorbim despre calitatea de director tehnic. Care este rolul directorului tehnic al, sau cum, al școlii de antrenori? A, directorul școlii. Acum, da, vorbim de școala vorbim de antrenori. Trecem direct la, da, e, deci, de fapt, poziția ta actuală. Poziția actuală este de... Din ce an ești? Din 2020. Ah, de sub mandat Burleanu, cum ar fi. Da. Da.
Deci principala mea sarcină este întrebarea, de fapt, să asigur, eu știu, un proces de perfecționare a antrenorilor deja calificați prin licențierea UEFA, care este, eu știu, un proces identic pentru toți antrenorii din Europa. Uh-huh. Noi, ca să livrăm licențe UEFA, am fost acceptați de către UEFA pe mandatul domnului Mircea Rădulescu și domnului Apolzan să susținem toate licențele, în sensul că toate lucrurile au fost destul de bine organizate și oamenii au spus ok, sunteți capabili să livrați proces de licențiere UEFA. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pentru fiecare nivel al fotbalului, că e fotbal de bază, adică ăla de plăcere pentru toată lumea, da, fotbal amator, fotbal de elită, să spunem toate academiile de elită care participă în Liga Elitelor, ar trebui să aibă antrenori care să știe să dezvolte jucătorii, și asta se învață la școală când iei calificarea de antrenor, dar se continuă la licențele UEFA. Uh-huh. Un proces de învățare, teorie practică și experiență profesională, pe care, eu știu, la momentul de față îl restructurăm în totalitate după cerințele noului contract cu UEFA, care a apărut în 2020 într-o variantă nouă, a fost semnat de către președinte și secretarul general. Deci trebuie să ne, eu știu, adaptăm la toate lucrurile noi pe care UEFA le cere și noi trebuie să le... Deci ai tangențe destul de des la vârfurile federației, cu Mihai Stoichiță, de exemplu, da, sigur, care e un prieten bun de al meu. Deci, uite, vezi, și invers, de apropo de ce ziceam de Hagi Mihai, super. Da, da. Nu se poate enerva niciodată omul ăsta. Da, e figură mare. Da. Totdeauna și când vine la Petroșan, bine, vine mai rar, că am avut alea cu Jiu, acum chiar mă bucur că am simțit tot, cum vorbeam și cu Lucu și cu cei de acolo, de la Lupeni, te-ai apropiat așa în ultima vreme și de Lupeni. Iată că și Lupeniu face parte din categoria aia, hai să zic așa, Craiova, Faru, UTA, branduri vechi, care renasc, că Lupenul a fost prăbușit în ultimii 12 ani. Da, da, da. Acum, datorită primăriei și acelor trei oameni de afaceri, s-au pus lucrurile pe picioare și nu se știe. Poate, poate, poate. Au o idee să-și facă un stadion nou, din câte știu, un proiect acolo, nu știu ce măsură e aprobat sau nu. Nu, cred că... Nu știm. Nu știm încă. Nu știu. Astăzi, probabil că o să discutăm mai multe și cu conducerea orașului și cu oamenii care vor fi pe lângă. Da, trebuie noi să fac o paranteză, să-i mulțumesc încă o dată lui Luci Burchel, că și-a rupt din timp, practic el a venit într-un fel de pauză aici, că are o întâlnire importantă la primăria municipiului Lupeni, da, și suntem așa pe reprimi, suntem în minutul 29, da, în care nu am avut niciun corner. Bun, apropo de corner, hai să mai divagăm un pic. Campionatul mondial, ce zici de ce se întâmplă? Suntem în faza finală. Două echipe meritate acolo? Argentina și Franța? Dacă au ajuns acolo. Dacă au ajuns acolo. Ai avut vreo preferință înainte de a începe? Sau te gândeai că Brazilia, ar fi altă echipă? Brazilia mi-a plăcut foarte și mult. Și mie la fel. Argentina mi-a plăcut foarte mult. Foarte mult. Da? Și era, mai ales după ce s-a întâmplat cu Italia, cum au câștigat Cupa Americii de Sud. Cu Italia? La ce te referi? N-au jucat cu Italia de... meciul amical. Amical? Amicalul. Cum gândeam, au jucat, că Italia nu-i la mondiale, da? Nu, dar cum au jucat acolo, au arătat că au un potențial imens. Au pornit foarte prost, dar am fost convins că cumva vor reveni. Mi-a plăcut foarte mult Brazilia și ei mi-au plăcut foarte mult. Paralela asta, Messi, care a mers șnur, Cristiano Ronaldo, care a fost o dezamăgire. Eu sunt fan Cristiano, de exemplu, dar nu mă așteptam să-l ia Messi din spate. Cum vezi lucrurile? Ce s-a întâmplat aici? Că nu fi diferența de 2 ani. Chestiune de gusturi. Mie îmi place Messi. Da. Îmi place Cristiano Ronaldo pentru modelul pe care îl reprezintă. Messi la fel. Dar ca și fotbalist îmi place foarte mult Messi. Nu, dar de ce crezi că Cristiano nu a putut ține pasul cu competiția? Sau cum să... E un fel de exprimare. Nu știi ce e la mijloc. Ne uităm la Argentina și vedem un Messi cum nu l-am văzut niciodată la echipa în ultimii ani. În ultimii ani. Da.
Așa. Ceva s-a întâmplat. Bine, noi nici nu aveam tangențe prea mult cu Argentina fotbalistică, ca și națională, fiind pe alt continent. Dar așa cum spui, el nu a contribuit niciodată decisiv. Iar acum e altceva. Acum e altceva. Adică e ceva care s-a schimbat. Pe câtă vreme la portughez, e ceva care nu n-a reușit să producă declicul ăsta. Da, da, da. Ronaldo n-a reușit să facă ce a făcut Messi pentru echipa lui. La acest campionat mondial. Da. La acest campionat mondial. Și m-aș opri aici. Da, da, ok. Revenind la Lupin, da. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce au prezentat prietenii mei, pentru că anul trecut am fost la Lupen pentru că prietenii mei m-au invitat aici. E vorba de Adi Lumperdean și de Lucu. Cu gândurile lor frumoase și cu entuziasmul pe care l-aveau, asta am zis, asta trebuie neapărat susținut într-un fel. Iar acum sunt aici pentru că președintele AJF-ului Hunedoara, Cristi Petrean, mi-a zis că au făcut vreo două acțiuni foarte interesante de perfecționare în Lupeni, la care a participat și el, și a observat că aici se construiește un proiect. Se pun bazele unui proiect și oamenii sunt foarte aproape de proiectul ăsta, care a fost inițiat de către Lucu și de către familia Lumperdean, și se pare că toată lumea vine lângă el și cineva e deasupra și încearcă să cristalizeze lucruri. Și atunci am zis, hai să vedem cum putem ajuta. Eu cu partea de experiență pe parte tehnică, Cristi cu lucrurile care țin de organizare, legislație, să putem să vedem în ce sens se îndrumă, să vedem cum putem să-i ajutăm. Cam ăsta a fost scopul venirii mele aici. Acum. Deci există perspective ca minerul Lupeni să reapară în plan național, și când spun asta mă refer la sistemul divizionar. Nu? Da. De ligă. Dacă fac un plan, da. Sigur că regulamentele nu le permit anul ăsta. Și cu toate astea, echipa a tras acolo la locul întâi, că putea să o ia ca o lălăială. Mai primul an, ne acomodăm locul 8-9. Uh-huh. Nu, nu, nu. Echipa a tras două înfrângeri are. Uh-huh. Ultima chiar surprinzătoare la Petrila, da, cu două etape. Uh-huh. Un meci egal acasă l-au avut cu, parcă cu Corvinul 2, dacă nu mă înșel. Apropo de Lupen, că vreau să-ți ofer un cadou. Un program de fotbal de acum 21 de ani. Vezi? Nu întâmplător. Uh-huh. Nimic nu e întâmplător. Uh-huh. Minerul Lupen, și nu pot arăta la cameră că n-am cum, dar l-aș arăta că merită. Iar aici ți-am făcut o colecție cu programele din acest campionat. Să știi că Minerul Lupen este una din puținele echipe care are program. Face așa ceva. Asta. Deja vorbim de un plan. Da, aici avem un Minerul Lupen, Minerul Zlatna. Două dintre echipele. Nu, deci nu întâmplător am ales. Echipa la care a început și echipa la care a încheiat. Nu te așteptai la asta. Nu mă așteptam chiar. Și e un program de fotbal din 2001 cu o echipă care, nu știu, dacă îți mai spune ceva, de la Zlatna, nu cred, Neamțu, antrenor Vitan, nu, Bolmandâr, Alupenie la Elie Botezatu, David Sedecaru, pe Toni îl știi, Aci, Herman, Ocanu, Păcurariu, Purda, Băltărețu, Cosmin Dosan, fiul lui Ticu, Nargi Stoian, Șipo și Claudiu Frumoca. Asta era echipa de acum 21 de ani, cu mare drag. Să le pui acum undeva la colecție. Oamenii au un proiect, vor să facă ceva, da, aflăm mai multe, să facă, să simte. Și chiar toți cei trei privați implicați, am înțeles, spun tot timpul, domnii Hațegan, Dicu și Părău, sunt acolo cu sufletul, și nu numai că suma sufletul n-ajunge, nu? Da, sigur. Financiar. Iar proiectul este în continuare susținut, evident, și de primăria și Consiliul Local. Unirea aduce putere. Exact. Dacă se unesc și stabilez lucrurile clar, ce face fiecare. Bun, acum una peste alta. Ce mai facem cu fotbalul ăsta românesc, care e pe locul 53 în lume? Groaznic. Ce să facem? Fiecare... Ce șanse mai? Mai avem vreo șanse să scăpăm de... Avem șanse doar dacă ne respectăm pașii pe care federația și propune. Adică să inițiem un proiect, de fapt e inițiat,
strategia tehnică a federației este deja publică, e inițiat, doar că trebuie implementat. Și principalul factor în momentul de față este antrenorul, care trebuie să se perfecționeze și trebuie să-l ajutăm să perfecționeze, pentru ca jucătorii să fie corect instruiți, să fie corect dezvoltați, și numai cu astfel de jucători și cu astfel de antrenori poți avea competiții puternice și poți selecționa pe cei mai buni pentru competiții internaționale. Dacă planul ăsta, în care sunt direct implicat, merge în zona potrivită, e foarte bine. Cert este că noi deja am dat drumul la ceea ce ne-am propus. În februarie vom demara un centru de licențiere UEFA sub coordonarea noastră la Timișoara, unde în loc de 25 de antrenori în 6 luni vom forma 50, respectiv 25 la București, 25 la Timișoara, cu aceeași calendar, cu aceeași pregătire, cu profesori și formatori de antrenori formați de UEFA. Pe urmă urmează Clujul în vară, un al doilea pas, pe urmă vom face unul la Iași, unul la Craiova și unul la Constanța. Deci 5 centre de, să spunem, licențiere UEFA, care nu se poate să nu aducă o plus valoare la antrenori. Da, Valea Jiului, respectiv, când spun asta, mă gândesc la Jiu Petroșan și Minel Rupen, că ele sunt totuși brandurile. Nici nu cred că cineva din generația foarte tânără poate să conceapă acum că cele două echipe au jucat împreună în divizia A, una împotriva celeilalte, în 1959-63, perioada aia a fost. Cred ce ar trebui să facă Valea Jiului, am spus, cele două echipe în primul rând, ca lucrurile să revină cât de cât acolo pe un făgaș, ceea ce definește un brand ca Minerul Lupeni sau Jiu Petroșani. Ar trebui să se organizeze. Ar trebui să își... Jiu e în divizia C. Ok. În divizia C. Minerul este în locul în care este, dar pot progresa numai dacă își construiesc o strategie, o organizare foarte bună, în care să-și împartă rolurile atât administrativ cât și tehnic, toate lucrurile să fie sub control, să-și definească o filozofie de joc, să-și definească o filozofie de formare la nivel de centru. Pașii nu sunt grei. Important este ca oamenii care intră în această organizare să știe fiecare ce au de făcut, și pentru asta trebuie să școlească. Antrenorii trebuie să fie pregătiți și pentru asta să facă eforturi. Oamenii care conduc să înțeleagă că fotbalul este un proces care poate fi condus exact ca o firmă, ca un SRL, exact cum este peste tot în lume, doar că e specific fotbal și pentru asta să respecte regulile fotbalului. Domnul Luce, cam asta ar fi fost de... avea mult mai multe în cap, dar timpul tău este limitat și trebuie să respect că până Lupeni pe zloata asta faci ceva, vreo 20 de minute. Facem vreo 20 de minute, să ajungem la sfert acolo. Acum, nu, să-ți cer scuze dacă întârzi 5 minute. Eu mă bucur că ai fost aici, sper că te-ai simțit bine într-un cadru așa mai... Foarte, foarte plăcut. De sărbătoare. Și cu oricând, cu cea mai mare plăcere și drag, ne mai consultăm, mai... Sigur. Vedem ce și cum. Că fiecare, eu din punctul meu de vedere, tu al tău sau voi în general din al vostru, trebuie să facem ca fotbalul ăsta să nu moară. Fiecare să ne asumăm rolurile și să facem ceva. Îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc doresc sărbători fericite. Fii sănătos. Pentru că toți. Emisiunea a avut loc înainte de Crăciun și să ne vedem cu bine, tot așa, într-un context ok. Numai bine. Doamne ajută, sănătate.